Minerii și energeticienii vor avea liber de sărbători. Aceștia vor beneficia de două zile libere de Crăciun și două de Revelion. În momentul de față ne pregătim pentru sărbătorirea Crăciunului și Anului Nou. În această perioadă există liber pentru toți salariați în ziua de Crăciun. Ultimul post lucrat va fi pe 24 decembrie pentru cei de zona minieră și transport cărbune și vor reveni la loc în data de 26. De asemenea, pe 31 decembrie, în schimb bun, va fi ultimul post lucrat, urmând să revină la locul colegii noștri în data de 2. În ceea ce privește activitatea termocentralelor, ea este, după cum știți dumneavoastră, în foc continuu, conform graficilor de lucru. În ceea ce privește primele acordate de sărbători, acestea au fost virate încă de la începutul lunii decembrie. Prima acordată conform contractului colectiv de muncă s-a acordat până în data de 4 decembrie, pentru că este prima cu ocazia Sfântei Varvara. Este în tichetă cadou în valoare de 1300 lei pentru fiecare coleg de-a nostru, pentru fiecare salariat. O parte dintre angajați trebuie să asigure fluxul continuu în cadrul activității termocentralelor, însă din data de 2 ianuarie activitatea la CEO va intra în normal.